satul românesc și chiar satul nostru și comuna noastră a început să fie o comună îmbătrânită. Asta datorită acestui exod al tineretului. Copiii rămân de obicei cu bunicii, copiii sunt din ce în ce mai puțini, cei care au plecat din copiii care se nasc în străinătate, unii rămân acolo, aici se întorc doar în cazuri extreme. Dar există totuși o tendință de, pentru că cred că nici străinătatea nu mă le mai oferă acum foarte multe lucruri decât celor care sunt de mulți ani acolo, pentru că din cei care au plecat, care sunt mai plecați acum mai recent, și-ar dori să vină înapoi și pe un salar cât de cât în care să aibă condiții normale de trai. Știu asta pentru că sunt foarte mulți care au venit să se intereseze de servicii, care vin din străinătate să locuiască aici dacă ar avea acest salar cu care se poate întreține pe el și familia. Un lucru totuși care am văzut, mulți din străinătate trimit bani acasă și s-au făcut o grămadă de case și lumea dorește foarte mult să aibă condiții civilizate de trai, chiar dacă sunt la sat. Ar trebui să găsim locuri de muncă. Cred că implicarea bisericii va avea un rol important în rezolvarea acestei crize al satului românesc, că și oamenii încă sunt credincioși, încă mai merg la biserică și din străinătate, încă mai țin de tradiție și de biserică. Prin truda muncii sale, țăranul își asigura cele necesare traiului, timp în care a devenit și un creator popular. În condițiile societății de azi, slujitorii bisericii trebuie să folosească resursele duhovnicești, cum ar fi credința, nădejdea și dragostea. Ca educatori, avem menirea, datoria profesională și obligația moral-civică să cultivăm gustul pentru frumos în viață. Să le prezentăm tinerilor valorile pe care le-a cultivat poporul român în decursul timpului, să descopere ei înșiși magia tradițiilor, obiceiurilor care au dat conținut creației populare. Bine ați venit, părinte! Ați venit în casa familiei Antoche. Satul românesc a fost izvor de personalități în toate domeniile, și știință, și cultură, și ce... Deci Eminescu s-a născut la sat, Cream la sat, Brâncuș la sat, Ienescu la sat. Și în satul nostru, așa cum este el, s-au născut oameni deosebiți. Din satul nostru au plecat ingineri deosebiți, au plecat medici, profesori, care duc cu mândrie faima satului, poate și a țării, din punct de vedere religios. Deci, și înainte de 1989, când am putea spune că religia nu era acceptată de regim, oamenii umpleau biserica din sat. Biserica era plină, oamenii credincioși și astăzi la fel, oamenii din satul nostru au muncit permanent pentru sat, chiar dacă era minier, chiar dacă era petrolist sau bălmaș, deci țăran cooperator, să-i spunem așa, aduceau onoare satului. Nu erau bătăi, nu erau crime, nu erau elemente deosebite. Astăzi este mai dificil, pentru că satul nostru, în general și satul românesc, este depopulat, pentru că au plecat foarte mulți în străinătate după o bucată de pâine să aducă pentru copii în țară. Numele Sergiu Gheorghe, învățător pensionar. Am lucrat 44 de ani în satul vecin, Turluianu, din comuna Bereștiastră. Și o să încep cu un proverb, să spune că dacă vrei să culegi un an, seamănă o gor. Dacă vrei să culegi mai mulți ani, sădești un pom. Dacă vrei să culegi toată viața, educ un om. Eu am ales ultima variantă. Cum aș vedea satul, viitorul satului românesc? Atâta timp cât nu este infrastructură ca lumea, nu sunt condiții ca să fie atrași tinerii, să aibă de lucru aici în zonă, în ce privește legătura școlii cu biserica. Marea majoritate a părinților
încă din mici își educă copiii în spiritul acesta al credinței. Cu cât este mai strânsă legătura cu biserica, cu școala, cu atât copiii vor fi mai educați, mai cu bun simț. Sunt Elena Teriș, sunt de 35 de ani, căsătorit în satul Cernu, comuna Podul. Am fost alături de preoții care au fost la noi, mai ales în lupta pentru credința ortodoxă. Alături de preoții noștri care întotdeauna ne-au sfătuit foarte frumos, s-au comportat foarte frumos cu familiile nevoiașe din sat și chiar cu celelalte. Mă numesc Antoche Lăcrămioara. 20 de ani am fost educatoarea copiilor de pe Valea Noastră. Am bucuria și satisfacția că marea majoritate au terminat liceu, bașul facultate. O durere în suflet că toți au plecat, s-au îndepărtat, nu numai de sat, chiar și de zona asta au plecat prea departe și asta e durerea sufletului meu. Pentru că este greu să-i crești, să-i aduci și când ai să-ți aduc așa departe. Totuși am un respect deosebit pentru satul ăsta, un respect deosebit pentru biserică, un respect deosebit pentru dumneavoastră. Știți cum să ne atrageți la biserică și copiii mei, chiar dacă sunt așa departe, nu-i Crăciun să nu zică merge mama la biserică de Crăciun, că ei vin la Paști și la Crăciun acasă. Și la Paști și la Crăciun, copiii mei spun, merge la biserică și la bunica de la mine. Despre copii au numai cuvinte de laudă. Mie mi se pare că sunt foarte bine educați în ceea ce privește religia. Și pe mulți văd, și văd părinții ducându-și copiii mici la biserică. Când cresc mai mare, asta probabil e opțiunea lor, dacă nu mai frecventează așa des biserica. Și tot, în primul rând, îi cred eu că ar porni din familie. Dacă familia... Dar insista mai mult pe latul aceasta, ar fi mai bun. Cum vedeți viitorul satului românesc? Viitorul îl văd foarte îmbătrânit. O să rămân numai bătrânii și puțin. Eu sunt Madalina Antochi, m-am născut în satul Cernu, dar lucrez în București, sunt inginer în București de 2 ani jumate, am 25 de ani. Am plecat aici când am terminat liceul și am început facultatea în București. M-am cam desprins, recunosc, adică sunt exemplu de care amintea mama, că am crescut aici și am plecat departe, de acolo și durerea din vocea ei, pentru că se referă la mine. Consider că de acolo poate aduc un beneficiu mai mare statul în care m-am născut, pentru că la fel cum statul Cernu este mântru care se mântrește cu un preot ca dumneavoastră, care profesați aici, dar nu v-ați născut aici, se poate mântri cu persoane care s-au născut aici și au învățat aici, dar profesează în altă parte. Că acolo, până la urmă, ne găsim vocațiile și de acolo aducem un beneficiu și părinților noștri care sunt mântri de noi, ne facem și nouă o viață mai bună și cumva e idealul nostru. Practic, pentru asta am învățat, pentru asta am studiat și asta ne-am dorit. Pentru mine, în prezent, satul natal este reprezentat în mod exclusiv de părinții mei, de casa părintească, de mersul la biserică în zilele de sărbătoare, cum a zis și mama, și să aprindem o lumânare la cimitirul bunici. Și pentru asta vin acasă, adică exclusiv pentru motivele astea. Pentru preot, sigur că este o încurajare în orice tânăr care vine de departe și intră în biserică și ne face să înțelegem că merită să luptăm. Sper să colaborăm în viitor, pentru că avem un plan și am propus și familiei dumneavoastră, domnului Dorel și doamnele Crămioara, doamnei Elena, domnului Gheorghe, am propus să încercăm o mobilizare pentru educație. Mă numesc Aneta Caraban, sunt profesor titular la școala gimnazială General Nicolae Șova. Am constatat că în ultimii ani este tot mai greu de lucrat cu elevii. Nu copiii sunt cei care sunt greu de educat, ci părinților. Nu ar fi neapărat o criză economică, pentru că toată lumea spune de la bani se pornește totul, de la bani. Am urmărit elevii de-a lungul timpului și să știți că nu i-am văzut mai prost îmbrăcați în zilele noastre, i-am văzut mai puțin, să zic, cu mai puțin bani la ei, dimpotrivă. Sunt copii care au bani la ei de buzunar destul de, da, o sumă destul de măricică, pentru că părinții fac tot ce fac să le asigure copiilor traiul, da, cum consideră fiecare. Criza ar fi educațională. La ședințele cu părinții avem
de fiecare dată aceiași părinți. Copiii din ziua de astăzi, o parte dintre ei, nu mai empatizează cu colegii lor. Nu știu să se joace, nu știu să împartă, nu știu să se comporte. Eu am propus și v-am propus și dumneavoastră, dacă reușim să amenajăm spațiul de la etajul casei praznicale, acolo să ne întâlnim cu copiii după amiază. Cu cei de 5 probabil o să încercăm și niște întâlniri de dimineață din când în când, dar să înțeleagă că ne pasă, este bine să avem niște întâlniri cu părinții. Vă susțin și eu și colegii, probabil de la școală, pentru că este foarte important. Sunt Adriana Țâncu, sunt născută în satul Cernu, căsătorită cu Țâncu George, iar din 2005 locuim în Belgia. Lumea evoluează, satul tinde să se modernizeze, este o foarte bună trecere. Tineretul începe să construiască, având în vedere că sunt mulți plecați în statele acestea, în afară, lumea vine, construiește. Biserica avansează acum cu o casă de activități, o casă praznicală. Vă rog să faceți o comparație între vremurile de acum și vremurile dinainte de 1989. Era un cămin cultural care ne găzduia niște activități culturale, sărbări, școlari. Era ceva, locul nostru, gura noastră de oxigen, unde noi, după o săptămână de lucru, ne încărcam bateriile. Era o perioadă în care noi n-aveam stresul acesta. Dacă întrebăm părinții noștri acum la țară, ei nu știu ce stresul, ce a fost stresul. Numele meu este Țâncu Roxana, sunt cadru didactic în cadrul Colegiului Dimitrie Ghica Comănești, de curând doctor în Ingineria Mediului. Consider că satul românesc nu duce lipsă de nimic material. Adevărata problemă a satului, dar și a societății românești, este lipsa educației. Face ca societatea să fie mai vulnerabilă din multe puncte de vedere. Vulnerabilă privind manipulările, privind căderea în anumite patimi sau anumite comportamente dăunătoare, de exemplu și consumul de social media, lipsa educației își pune amprenta chiar și în ceea ce privește depărtarea omului de Dumnezeu. Ne place sau nu, lipsa educației și societatea, prin provocările ei, modelează oamenii psihologic, religios și social. Oamenii trăiesc adesea cu ideea că tot ce este permis, tot ce este pus la dispoziția lor, este și moral. Lipsa moralității, lipsa educației, face ca oamenii să-și piardă reperele, anulându-și totodată perspectiva pozitivă în viață. De exemplu, astăzi în mediul rural sunt tot mai puțini adolescenți care visează la o carieră, școala nefiind un trend. Văd tot mai puțini oameni în Sfânta Biserică, iar tinerii lipsesc cu desăvârșire. Adulții găsesc tot felul de motive și cel mai adesea îi auzi vorbind despre criticile aduse bisericii de cei din media, în timp ce tinerii fie preiau comentariile adulților, fie cred că doar bătrânii trebuie să meargă la biserică și mai ales din teama de a nu fi catalogați drept înapoiați. Sunt idei pe care le aud în prezent și pe care le știu de când eram copil. Dat fiind faptul că sistemul educațional este din ce în ce mai șubred, biserica este cea care trebuie să intervină prin regândirea și construirea unei noi viziuni ce definește procesul de învățare. Un proces care să țină cont de universul intim al tinerilor, pentru a le completa golul existențial în afirmarea lor ca persoane umane. Personal, sunt convinsă că biserica, împreună cu oamenii de mare valoare pe care îi adună în jurul ei, o să reușească să găsească soluții pentru a regândi educația și a clădi cetățeni care își vor ocupa propriul loc în societate, fără să uite de moralitate, și fără să le fie rușine să-L mărturisească pe Hristos. Chiar dacă satul se confruntă cu mari vulnerabilități, în prezent există oameni care au soluțiile pentru depășirea acestei crize de identitate și care doresc să se implice în această transformare.
Educația este instrumentul prin care copiii pot crește în adulții de mâine, care nu vor mai fi robi unor vulnerabilități și care se vor putea ține departe de patimile ce distrug încet și sigur individul și odată cu el întreaga comunitate. Ajutarea copiilor de la sat pentru a-și stabili un obiectiv pe termen lung în mijlocul comunității, identificarea și prezentarea unui model demn de urmat, diferit de cel al tânărului plecat la muncă în străinătate, și învățarea modului în care pot să obțin acestea, sunt câțiva dintre pașii care trebuie făcuți. Stă doar în puterea noastră, în puterea fiecăruia dintre noi, să readucem moralitatea și valorile în viața satului și să creștem adulții de mâine care să formeze o comunitate. Trebuie doar să începem cu toții de astăzi, cu atenție, conștientizare și prezență, să producem șlefuirea satului, redându-i autenticitatea și strălucirea cuvenită, iar toate acestea să devină un fapt. Mai bine împreună!